Bună ziua, domnilor și domnilor, bun găsit la Prim Plan Obiectiv. Loredana Corchi sunt eu și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Începem ediția de astăzi prin a vă oferi câteva informații despre mitingul de protest al Federației Sanitas care a avut loc astăzi în capitală. Pe fondul nemulțumirilor privind problemele de natură salarială cu care se confruntă în prezent anumite categorii de angajați din sănătate și asistență socială. Și pentru a afla detalii la calță, spun așa, îl avem alături de noi pe domnul Ovidiu Bota, președintele Sanitas Cluj. Bună ziua! Nu știu dacă mă auziți. Încerc să-mi dau seama dacă vă întoarceți mulțumit în urma discuțiilor pe care le-ați avut astăzi la guvern sau nu. În primul rând, aș vrea să spun că Federația Sanitas a avut parte, a organizat un meeting extraordinar de frumos, un meeting al alaltelor albe, al Armatei Sănătății, un meeting de foarte mari proporții, care a fost, care a efectuat și un marș în piața Georgenescu până la piața Victoriei la guvern, o coadă, putem spune o coadă cam de un kilometru și ceva, cam pe putea să întindea lungimea oamenilor pe care erau în cadrul acestui meeting. Câți membri de sindicat au fost prezenți la acest meeting? Se anunțau 10.000 de persoane. Da, așa este. 10.000 de persoane au fost anunțate. Cred că pot spune, cred că am și depășit acest număr, deoarece în piața Victoriei, locul în care trebuia să fim, nu a fost suficient de încăpător. Oamenii s-au înghesuit destul de mult. Din acest motiv, cred că am depășit acest număr de 10.000 de oameni. Dar, într-adevăr, nemulțumirile continuă. A fost chemată o delegație formată din membrii biroului executiv al Federației Sanitas Cluj la niște negocieri, ca să le spunem așa, cu reprezentanții guvernului. S-au stabilit niște date pentru săptămâna viitoare în ceea ce privește întâlnirea cu prim-ministrii, cu care se discutăm pe marginea aplicabilității legii 153 și în ceea ce privește proiectul viitoarei legi a salarizării, care trebuie făcut prin programul în PNRR. Urmează să avem aceste discuții și, principial, să ne apropiem cât mai mult de posibilitatea aplicării în totalitate acestui și trei legea care încă de guvernează până la apariția celelalte legi. Deci, practic, a fost un protest destul de pașnic. Dumneavoastră ați mers acolo pentru a evidenția anumite nemulțumiri pe care le aveți, pe care le-ați și făcut cunoscute de altfel și înainte. Spuneați așa, nu cerem drepturi suplimentare pentru membrii noștri de sindicat, vrem doar ca autoritățile să respecte ceea ce ele însele au legiferat. Cum a descurs efectiv discuția? Spuneați că pentru săptămâna viitoare ați primit anumite speranțe să rediscutați aceste revendicări ale dumneavoastră, deci cumva și discuția a fost una de bun augur. Da, considerăm că discuția a fost de bun augur atâta timp cât guvernul a avut deschidere și ne-a primit la discuții. Acum, bineînțeles că la momentul prezent putem spune că este doar o discuție, așteptăm și o finalitate, să vedem unde ne îndreptăm și ce acțiuni, dacă este nevoie să mai facem și alte acțiuni în viitor. Nimeni nu-și dorește să mai... niciun angajat din sănătate nu își dorește să facă acțiuni de protest, îi dorește să muncească, să fie plătit conform legii, după care este la momentul de față salarizat, doar ca această lege să fie respectată chiar de către cei care au legiferat, respectiv guvernul României, indiferent care a fost la momentul când s-au dat drumul acestei legi, 153. Domnule Bota, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă întoarceți spre casă, da? În acest moment. Ne întoarcem spre casă. Sunt aici cu o parte din colegii care au participat la meeting. Ei, salutăm și pe aceștia. Și noi salutăm Clujul și clujenii și le mulțumim indirect pentru
tot sprijinul care ni le-au arătat în decursul acestei deplasări. Și colegilor noștri care au rămas în spitale să îngrijească pacienții și colegilor care au participat la acest meeting efectiv. N-am făcut Clujul de rușine, am mers și întotdeauna am reprezentat cum se cuvine urbea din care facem parte și județul din care facem parte. Așa este, reprezentarea este una de bază întotdeauna când vine vorba de județul Cluj. Vă mulțumim așadar că ați fost astăzi alături de noi, drum bun înapoi și sigur că da, așteptăm să interveniți și să ne spuneți care au fost concluziile discuțiilor de săptămâna viitoare. Noi mergem acum mai departe. Săptămâna trecută la Oradea a avut loc evenimentul Atipic Beauty, pe care l-am marcat de altfel cu o discuție tot în cadrul emisiunii Prin Plan Obiectiv. Un eveniment aflat la cea de-a 30-a ediție, dar la Oradea se afla pentru prima dată. Pe scena Atipic Beauty au urcat 12 modele aflate în scaun rulant, însoțite de personalități locale. Scopul evenimentului a fost acela de a schimba mentalități, dar și de a evidenția problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în România. Pe scena Atipic Beauty a urcat și Mihai Neșu, în calitate de invitat special, care a fost însoțit de 12 copilași cu nevoi speciale, pentru care Mihai Neșu încearcă și se luptă în fiecare zi să construiască un complex de recuperare. Vă invit acum să urmăriți o parte din interviul pe care l-am avut împreună cu Mihai Neșu, după care ne reîntoarcem în studio și discutăm mai mult pe seama acestor nevoi ale persoanelor cu dizabilități. Mihai, m-a impresionat foarte mult și pe mine și pe toți cei care îți cunosc povestea, dar dincolo de asta m-a impresionat foarte mult ceva ce ai spus tu la un moment dat. Ai spus că Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest accident. Pentru foarte multă lume e greu de înțeles la ce ai vrut tu să te referi și știi de ce? Pentru că mulți dintre noi încă n-am înțeles care ne este menirea. Fiecare om ajunge probabil pe pământ cu un anumit scop. Ajunge să simtă la un moment dat că își împlinește sau nu menirea pe acest pământ. Tu ți-ai înțeles-o, e clar, din moment ce ai spus acest lucru. Și acum aș vrea să ne povestești puțin despre proiectul tău de suflet, respectiv ceea ce faci tu pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. Băi, tind să cred, adică niciodată nu știm exact dacă am înțeles voia lui Dumnezeu pentru noi pe acest pământ, fiindcă așa cum ai zis și tu, oricine s-a născut pe acest pământ, indiferent cum s-a născut sănătos, fizic, să zic, sau mai puțin sănătos, are un folos pe lumea asta, că de-aia a apărut. Și eu tind să cred că acest accident, pe lângă faptul că s-a întâmplat ca să-mi schimbe un pic felul meu de a fi, să zic, sufletește, așa și caracterul, fiindcă om atunci când e suferință, se uită mai mult la felul lui de a fi și are o dorință mai mare de a-și îmbunătăți firea, că atunci când e sănătos, toți credem că suntem cei mai mari, cei mai tari, cei mai buni. Dar pe lângă asta, după ce am fost la clinica de recuperare din Olanda și am avut gândul ăsta de a ajuta copiii cu dizabilități când mă întorc în țară și ceea ce am și reușit acum 7 ani, se pare în 2015, când am deschis centrul actual din Oradea, unde oferim terapii în regim caritabil copilul cu dizabilități neuromotorii. De aia am început să cred că, să zic așa, ăsta e drumul meu, fiindcă multe mămici se sfătuiesc cu mine în diferite probleme ale copiilor lor, care nu pot să vorbească și nu zic când au anumite stări și eu mai discut cu ele și îi zic, săptămâna trecută așa spastic am fost și m-a durut burta și nu știu ce. Și zice, da, și copilul meu, am văzut că îi face nu știu cum, zice, cum zici tu, dar n-am știut că de la burtă, că îl doare burta sau tot felul de situații de astea și atunci mi-am dat seama că multă lume care pățește accidente sau alte lucruri, după aia ajung din experiența lor să fie de folos la foarte multă, foarte multă lume și atunci și rostul lucrurilor care la prima fază sunt mai puțin bune, par mai puțin bune, era un
rost benefic pentru foarte multă lume și atunci se transformă în ceva bun. Chiar dacă nu e ușoară paralizia, dar Dumnezeu te ajută să treci peste ea, oricum și sănătos când ești fizic și așa oricum cele mai mari suferințe, suferințele sufletești. Fiindcă atunci când ai o durere sufletească, aia nu poți să o vindești cu nicio pastilă, cu nimic, poți să iei toate calmantele din lume. Și atunci cred că o suferință de asta fizică nu e așa gravă atât timp cât avem grijă de suflet. Dumnezeu ne ajută să trecem și să fim de folos cu experiența noastră celor care au nevoie să-i ajutăm. Și cu gândul ăsta, acum am plecat mai departe și având în vedere și că centrul actual a devenit neîncăpător și atunci ne-am gândit să construim un complex mare de recuperare unde să oferim de două ori mai multe spații de terapie interioare plus o să oferim spații de terapie exterioare, terapie orticolă, terapie cu cai, o să fie o mini-fermă pentru terapie cu animale, o să fie o grădină senzorală pentru terapii senzorale și stimularea simțurilor, plus, cum am zis, terapiile clasice de interior, kinetoterapie, psihopedagogie, terapie ocupațională, hidroterapie, o să avem și un bazin și terapia noastră care e foarte căutată, TerraSud, terapia TerraSud, e o terapie inventat de niște americani. Acest complex va găzdui copii cu dizabilități din întreaga țară sau cumva se focusează doar pe partea aceasta de vest a țării sau poate chiar strict pe județul Bihor? Având mare, cred că va putea... Noi și la centru actual primim deja copii din aproape toate județele țării. Noi avem o hartă, cum ar fi harta Fundației Mineșu cu din ce zone au venit copiii și am bifat până acum vreo 32 de județe de unde ne vin copiii și avem și acum un mic loc de cazare, un apartament cu două dormitoare pentru două mămici și doi copii și la complexul nou vom avea 11 locuri de cazare pentru 11 mămici și 11 copii ca să le oferim, bineînțeles, și celor care vin din afara orașului, în special cei care vin din afara orașului vin pentru terapia TerraSud, care e foarte căutată, și în rest terapiile, kinetoterapie, psihopedagogie, hidroterapie, astea sunt într-un regim, să zic așa, continuu. Adică noi avem un concept mai special la centrul nostru, care l-am făcut în special din experiența mea cu terapiile, unde am observat că dacă nu faci continuu terapie, scad șansele de recuperare și atunci am creat un concept unde, într-un fel, îi obligăm pe părinți, bine, între ghilimele îi obligăm, dar dacă nu, îi obligăm pe părinți să vină constant la terapii și să facă cât mai des, dar bineînțeles că terapiile astea clasice, astea se bazează mai mult celor care sunt în zona asta și poate să vină zilnic, dar terapia TerraSud e o terapie care se lucrează 3 săptămâni, 3 ore pe zi și se repetă la câteva luni. Și atunci așa aceasta pentru cei care vin din afara orașului, încercăm la sfârșitul anului când facem programările pe anul următor să reușim la beneficiarii care vin deja și au prins loc la noi să le oferim măcar minimum de terapii recomandate de inventatorul terapiei și avem liste de așteptare foarte mari și când mai lipsește când de un copil reușim să băgăm alt copil și ușor, ușor încercăm să... Am încercat să mai mărim numărul terapeuților, dar acum, momentan, nu mai avem loc deloc. Nici să mărim numărul terapeuților și nici să mărim numărul copiilor la terapie, dar la complexul nou se va mări cu, poate nu chiar cu 100%, dar cu un 70-80% se va mări numărul de copii care vor putea să vină și va trebui să angajăm și mai mulți terapeuți. Eu te felicit din tot sufletul pentru ceea ce faci și încă o dată îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi. Eu mulțumesc că v-ați gândit la noi și oricând e bucurie să văd că lumea vede proiectul nostru și dorește să discutăm despre el, că eu aș vorbi non-stop. Deci, da, cred că nu există emisiune și televiziune care să aibă timp de mine cât aș putea eu vorbi despre proiectul ăsta.
Și cu câtă bucurie și satisfacție. Și eu am avut bucuria de a participa la acest eveniment la Oradea și am urcat alături de Mihai Neșu pe scena Atypic Beauty și țin minte că mi-arăta unul dintre copilașii care au defilat pe această scenă și îmi spunea cu mare bucurie că este primul copil care în urma terapiilor aplicate la centrul de recuperare a reușit să umble din nou singur. Discutăm despre Fundația Mihai Neșu și despre acest proiect atât de important împreună cu Maria Iulia Băcăran, director executiv al Fundației Mihai Neșu, și discutăm despre nevoile persoanelor cu dizabilități împreună cu doamna Florica Cherecheș, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, pe care le salut cu drag și bucurie și mulțumire că sunt alături de noi. Bună ziua! Mulțumesc. Doamna Cherecheș, aș începe cu dumneavoastră. Ați fost sufletul organizării acestui eveniment la Oradea. Am avut plăcerea să vă urmăresc puțin așa din umbră și am văzut emoție, dar am văzut și foarte multă determinare în a arăta de fapt care este scopul și substratul acestui eveniment. Spuneți-mi acum, după ce el s-a încheiat, ce v-a impresionat cel mai mult și ce credeți că au înțeles din acest eveniment cei care au fost prezenți acolo într-un număr chiar foarte mare, aș putea să spun. Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vă vorbi astăzi aici și post-eveniment, pentru că, într-adevăr, a fost un eveniment plin de emoție pe care l-am pregătit timp de 3 luni. Ne-am dorit să vedem multă lume și a venit foarte multă lume. Cred că au fost cel puțin 800 de participanți acolo, pentru că ne-am dorit să fie cât mai mulți oameni din comunitate să îi vadă, să cunoască persoane cu dizabilități, să înțeleagă că ei sunt printre noi și ar fi și mai mulți printre noi dacă lumea noastră ar fi mai accesibilă, dacă noi am fi mai toleranți, dacă am dat dovadă de mai multă răbdare și înțelegere. Nici nu știu ce să spun, ce m-a emoționat cel mai mult, pentru că multe lucruri m-au emoționat acolo. În primul rând, faptul că am văzut atât de multe persoane cu dizabilități în Piața Unirii, oameni care au venit să se bucure de prezența altora și să se bucure de acest eveniment comunitar. M-au bucurat copiii atunci când au venit, dar m-au și emoționat foarte, foarte tare. Momentul în care am defilat pe podium alături de cei 12 copii de la Fundația Mihai Neșu, ne-a umplut ochii de lacrimi. Nu doar nouă, și acum sunt emoționată când vorbesc despre asta, dar și uitându-mă prin public, vedeam foarte mulți care erau cu ochii în lacrimi. Noi trebuie cu toții să ne dăm seama că este o binecuvântare să fim sănătoși, să putem să ne folosim mâinile, picioarele, toate părțile corpului, dar și pe ei trebuie să-i ajutăm, trebuie să îi înțelegem, trebuie să le fim alături cu ceea ce putem și să nu ne uităm la ei ca și la niște oameni inferior nouă, nici de cum. Modelele care au defilat pe podium la Atypic Beauty ne-au demonstrat că sunt inteligente, sunt frumoase, au foarte multe abilități și au foarte mult curaj. Sunt persoane pe care le-am cunoscut acolo, tinere femei care, și bărbați, care fac lucruri pe care eu sau altcineva, care, eu știu, poate să-și folosească mâinile și picioarele, nu le facem. De asemenea, am văzut foarte multă implicare socială, implicare în proiecte sociale, cum ar fi chiar în Oradea Cantina Săracilor, la una dintre fundații, sau implicare prin Fundația Rotary într-un alt oraș din România. Deci, acești oameni care au și un serviciu, au și un handicap de care trebuie să se ocupe, pentru că, așa cum spunea Mihai înainte, aici recuperarea nu are voie să se oprească, exercițiile trebuie făcute în fiecare zi. Și totuși își găsesc loc și pentru voluntariat,
pentru implicare socială și pentru micile plăceri ale vieții pe care și le îngăduie cu foarte mult curaj. Așa este și s-au tras, vă rog. Da. Mă leg tot de ce spunea Mihai, importanța de a sta împreună și de a învăța unii de la ceilalți. Spunea, de exemplu, de părinții care au aflat de la el anumite lucruri. Aceste persoane cu dizabilități trebuie încurajate să iasă mai mult, să vorbească și să încurajeze pe alții care trec printr-o situație similară. Pentru că ceea ce le spun ei altora este foarte important și mult mai relevant decât ceea ce le spun alții, profesori, terapeuți, care nu se confruntă ei înșiși cu această problemă. Așa este și e foarte evident faptul că s-au tras semnale de alarmă, chiar auzeam printre discursurile celor care au urcat pe scenă rugămintea către cei din public, în general, să nu mai parcheze nimeni pe locurile de handicapați. Asta ca și o măsură, cumva, pe care au observat-o și au constatat-o de-a lungul timpului. Dincolo de asta, iară s-a vorbit despre accesibilitate, pentru că se pare că în continuare este principala nevoie. Trec acum la doamna Băcăran, pentru că vrem să aflăm mai multe despre acest proiect atât de important și v-aș întreba când, cum a luat naștere, cine s-a implicat, care este valoarea proiectului, să ne dați cât mai multe detalii despre el, pentru că cu siguranță ne urmăresc acum persoane care doresc să se alăture acestui proiect. Noi am început să facem terapii la actualul centru de recuperare din Oradea în anul 2015, primind copii cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani. Așa ne-am gândit noi la început. Ulterior am observat că acești copii au nevoie în continuare de susținere și că după ce treceau de vârsta de 14 ani, nu mai aveau un loc unde să facă terapii și practic ajungeau izolați social. Am văzut acest caz chiar cu copii de la noi din fundație care treceau de această vârstă și ulterior părinții ne spuneau că doar stau acasă și se uită pe geam la ceilalți tineri. Din păcate nu au cu adevărat în educația din România o șansă să se dezvolte după ce termină ei școala specială. Aceștia nu prea au perspective, pot să meargă doar la liceele normale, iar acolo nu au însoțitori care să îi ghideze, ceea ce înseamnă că ei de fapt rămân tot neintegrați, pentru că ei au de fapt nevoie de un profesor de sprijin. Neîntâmplându-se acest lucru, ni s-a părut că toată munca noastră devine cumva în zadar, adică noi facem 6-7 ani de terapie cu ei, după ce ajung la noi, uneori poate chiar 14 ani de terapie cu ei și după aceea ajung să rămână în spatele ferestrelor acasă și să nu participe niciun fel la societatea de astăzi. În felul acesta devenind o pierdere și pentru societate, pentru că ajung asistat social și o pierdere ca valoare umană, adică nu credem că este posibil ca în anul 2022 niște suflete să rămână efectiv blocate ca în închisoare. Și atunci ne-am gândit că trebuie să extindem media de vârstă și să avem un spațiu în care se poate veni și tineri, deci după împlinirea vârstei de 14 ani și, sigur, continuându-se până la vârsta adultă. Pentru că noi în prezent suntem în centrul orașului, în Oradea, într-o clădire închiriată, care acum are doar 215 metri pătrați. Mi-am dat seama că nu putem să facem acest lucru în actualul centru în care suntem noi, pentru că nu avem destul spațiu. Noi am mărit odată capacitatea spațiului, dar a devenit foarte repede neîncăpător. Și așa s-a conturat ideea unui nou proiect în care să creștem vârsta de participare, dar în care să includem și mai multe terapii, pentru că noi acum aici facem doar logopedie, terapie ocupațională, kinetoterapie, terasud. În colaborare cu un hotel din Oradea facem și hidroterapie, am făcut și hipoterapie, tot așa în colaborare, dar
ne-am dat seama că este destul de dificil de gestionat programul, pentru că părinții trebuie să alerge de la școală la o terapie, de la noi la terapie, după aia să meargă la hidroterapie în altă parte, la hipoterapie în altă parte, și efectiv era foarte obositor și pentru ei și pentru copii să străbată orașul doar ca să ajungă la o terapie care până la urmă poate dura 50 de minute sau o oră. Și atunci ne-am gândit că toate acestea trebuie strânse într-un singur loc, care să le cuprindă pe toate și care să cuprindă pe lângă și alte activități care pe ei să-i ajute să devină independenți. Deci activități de viață independentă, ateliere de dezvoltare, prin care ei să învețe câteva meserii. Sigur, sunt poate meserii de bază. Noi ne-am gândit la acestea pe care noi le putem dezvolta, de exemplu, grădinărit, ne-am gândit la horticultură, la îngrijirea animalelor, pentru că vorbim de multe ori și de copii cu retard cognitiv, deci care au și probleme pe partea aceasta, dar meseriile acestea simple, inclusiv cea de bucătar, le-ar putea face. Și deci noi cumva și pregătiți pentru viață, dincolo de aceste terapii strict pentru partea de recuperare. În ce stadiu este acum proiectul? Și încă ceva, aici o să vă rog și pe dumneavoastră, doamna Cherecheș. Societatea Română de Reabilitare Medicală a anunțat că românii cu dizabilități vor avea acces la mai multe servicii de reabilitare medicale decontate de CNAS. Acum aici aș face o paralelă. Acest centru la care lucrează, bineînțeles, foarte mulți parteneri, sponsori, comunitatea se implică pentru a reuși să se dezvolte acest centru de recuperare versus ceea ce statul ne pune la dispoziție. Eu cred că este foarte... Nicio problemă, spuneți. Vă rog, doamna Cherecheș. Da, eu cred că este foarte important să existe cât mai multe inițiative de acest gen, și ale statului și private. S-a constatat de multe ori că privații o iau înaintea statului, pentru că, în general, ONG-urile, mai ales acestea de profil pentru recuperarea unor anumite dizabilități, sunt înființate și conduse de persoane care au ele însele astfel de probleme sau cineva din familia lor apropiată. Și atunci ei încearcă să găsească toate modalitățile de a se extinde, de a-și lărgi gama de servicii. Este foarte important să se facă diagnosticarea și recuperarea din primele stadii, de la o vârstă foarte fragedă, când încă sunt perspective și există posibilitatea de a recupera cât mai mult posibil. Și de asemenea este important de a învăța o anumită conduită în viață, pentru că cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru, să zicem, un copil care s-a născut cu un handicap sau, eu știu, a dobândit un handicap de mic, dar și cu o persoană, nu neapărat un copil, de o altă vârstă, cea mai mare greșeală este să îl pocoloșești, să îl consideri incapabil de a face ceva. Ori aici trebuie foarte mult lucrat și cu copilul pe plan psihologic și cu părintele, așa cu este, familia. Asta e, de fapt, linia pe care se merge și prin aceste evenimente, de a schimba mentalitatea. Doamna Băcăran, vă las pe dumneavoastră pe finalul discuției, pentru că vă întrebam în ce stadiu este în acest moment proiectul cu centrul de recuperare. Noi în momentul acesta avem clădirea centrului de recuperare deja ridicată, acoperită. Vorbim de o clădire care are 1000 de metri pătrați utili. Deci acest centru are deja electricitatea instalată, pereții exteriori sunt tencuiți, este baza în care se vor face terapiile. Avem și o micuță biserică de 75 de metri pătrați pe care o puteți vedea în filmuleț și care este deja acoperită. De asemenea, este tencuită în interior și în exterior și are electricitatea pusă. Pe lângă aceasta mai avem o clădire de cazare care are 8 locuri de cazare pentru părinți. Sunt 4 apartamente cu câte 3 camere fiecare. Pentru că, așa cum v-a spus și Mihai, noi
avem foarte mulți copii care vin din afara Oradiei. La ora actuală, de exemplu, sunt 70 de copii care vin anual din afara Oradiei, dar cu siguranță numărul lor va crește când noi vom avea mai multe locuri, pentru că avem mai multe cereri decât putem noi onora. Pe lângă clădirea cazării, mai avem manejul, deci clădirea manejului, care este destinată hipoterapiei, locul în care caii vor sta pe timp de iarnă, în care se vor face antrenamentele. Aceasta are zidurile ridicate și urmează partea de acoperire. Și mai avem clădirea spațiului multifuncțional, care este o clădire destinată atelierelor, dar și dedicată spațiilor de evenimente, de petrecere. Țin să subliniez că această clădire, clădirea multifuncțională, precum și alte servicii, vor putea fi și închiriate de firme private, care în felul acesta, închiriindu-le pentru ei, pentru consumul lor, pot contribui la terapiile copiilor. Adică noi ne-am dorit ca acest spațiu, acest complex, să ofere și un spațiu de integrare, adică persoanele obișnuite să poată accesa anumite servicii, de exemplu o firmă poate să-și aducă angajații la piscină, la hipoterapie, să facă horticultură, deci să facă diverse activități, știind că banii respectivi vor intra direct în Fundația Mihai Neșu pentru terapiile copiilor. Deci, practic, deci, v-ați gândit să eficientizați tot spațiul la maxim pentru a putea fi tot în beneficiul acestor copii. Să știți că abia așteptăm să vă auzim povestindu-ne despre finalizarea acestui proiect și pe dumneavoastră și pe Mihai. Vă mulțumesc pentru astăzi. Trebuie să încheiem. Doamna Cherecheș, vă mulțumesc de asemenea că ați fost alături de noi și vă felicităm pentru implicarea în comunitate și în nevoile persoanelor. Vă mulțumim așadar. Noi mergem acum mai departe și trecem la un subiect tot delicat. Este vorba despre divorț și despre impactul pe care acesta l-are asupra copiilor, pentru că vorbim de un impact emoțional foarte mare. De multe ori psihologii încearcă să vină în sprijinul părinților pentru a le oferi anumite pârghii în sensul de a ajuta pe copila să depășească această perioadă. Una dintre modalități este legată de Fram, ursul polar, care ar putea veni în ajutorul copiilor să depășească această perioadă. Vedem un scurt material, după care ne reîntoarcem în platou și discutăm mai pe larg despre acest subiect, pentru că se pare că nici pe partea juridică lucrurile nu stau foarte bine. De multe ori autoritățile se simt depășite de această situație. E o carte care prezintă și o viață așezată dincolo de divorț. Pentru că ca în orice dificultate a vieții noastre, indiferent care este ea, când ne doare, ne doare, ne e destul de greu să mai vedem o luminiță la capătul tunelului. Și dincolo de divorț, chiar există o viață aranjată pentru mulți. Am structurat partea pentru părinți la început, în așa fel încât părinții să citească cel argument psihologic, cum l-am numit noi, și recomandările de jocuri, să fie ei pregătiți înainte să parcurgă cartea cu copilul și inclusiv pe etape pe care le-am întrevăzut că pot fi mai dificile pentru copii, am oferit câteva indicații, dar apoi urmează o poveste cursivă cu Bumbic și cu Fram, în care Bumbic povestește de experiența lui în acest proces de divorț. În carte, autorul vorbește despre familia care se schimbă. Are și o explicație pentru formulare. De ce familii care se schimbă? Pentru că unul din elementele care apare în lucru terapeutic este faptul că această întrebare, da, noi acum nu mai suntem o familie, pentru că noi cumva definiția familiei este într-un anumit standard, dar adevărul e că familia nu dispare nicăieri, doar își schimbă formatul. Dacă un copil are norocul să aibă părinți prezenți lângă, el va avea în continuare o familie. Doar două case. Printre poveștile terapeutice în care se pot regăsi și cu ajutorul personajelor iubite de copii, cei mici pot gestiona mai ușor stările emoționale din cele mai vulnerabile momente din tot procesul complex al unui divorț. Indiferent de vârstă, de altfel, să fie subliniat mesajul, dar cu cât sunt mai mici, cu atât mai mult, că mama și tata nu se mai iubesc între ei și nu mai sunt fericiți împreună, dar amândoi îl iubesc foarte mult pe copil și asta nu se va schimba niciodată. Așa că trebuie să le spunem adevărul adaptat la înțelegerea pe care o au. Ce aud eu cel mai des când vine vorba de divorț este automat cuvântul traumă. Pe principiu, da. Au, l-ai nenorocit.
nu e cazul să facem o tragedie din asta. Sunt foarte multe modalități creative prin care noi putem traumatiza fără voia noastră copiii. Uneori divorțul chiar e cea mai bună opțiune pentru toți membrii familiei, inclusiv pentru copil. Divorțul este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani în România. Se pare că statistic ne despărțim de două ori mai repede de partenerii noștri față de acum 20 de ani, probabil pentru că societatea ne permite să facem asta și cumva nu ne mai judecă atât de mult, însă odată cu libertatea aceasta vine și reversul medaliei, respectiv suferința copiilor noștri. Ei sunt de fapt cei mai afectați în urma unui divorț, mulți trec prin stări de tristețe, uneori de depresie, iar în cele mai grave cazuri se ajunge chiar la tentative de suicid. Cei mici suferă pentru că familiile lor se destramă, dar suferă și mai mult pentru că părinții nu știu să gestioneze situația. Ar putea învăța de la terapeuți, numai că statul nici el nu prea oferă un astfel de sprijin. Și cum unii părinți nu au bani să meargă la psiholog, alții nici nu acceptă această idee, zeci de copii se transformă în viitori adulți cu probleme. Vă spuneam că nici partea juridică nu e cumva mai frumoasă, lucrurile nu stau bine nici în această zonă, autoritățile afirmând de multe ori că nu știu cum să procedeze. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitata mea, alături de mine în studio, Alina Dinuță, psiholog în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Alina, bine ai venit, îți mulțumesc că ești alături de noi. Și eu îți mulțumesc, Loredana, pentru invitație, că acum am oportunitatea ca mulți părinți care trec printr-o situație de genul ăsta să ia decizii inteligente, să spun așa. Cum ar putea să facă acest lucru? Hai să ne imaginăm o situație de acest fel, un divorț a apărut între doi părinți care trebuie să gestioneze până la urmă această situație. Care sunt cele mai, să spunem așa, grave reacții pe care le pot avea părinții sau cele mai proaste decizii pe care le pot lua în legătură cu relația dintre ei, relație care să-i afecteze pe copii? În general, părinții nu țin cont în acele momente de interesul superior al copilului, deoarece sunt năpădiți, să spun așa, de furie și animozitățile dintre cei doi cresc. Și singura variantă la îndemână pe care ei o găsesc, se folosesc de copil. Apare și acel fenomen de alienare, care este un concept controversat. Dar părintele, în general, se folosește de copil și îl prinde la mijloc, folosindu-l ca un mesager între cei doi. Da, de cele mai multe ori conflictul dintre părinți transcede cumva posibilității de a avea o relație bună, o relație în care să-i creeze copilului un ambient frumos în care să crească în continuare. Sunt foarte multe situații, nu avem timp să le identificăm pe toate astăzi, dar de multe ori, pentru că ai adus vorba de alienarea parentală, se pronunță desfășurarea căsătoriei, se stabilește domiciliul la unul dintre părinți, celălalt părinte are drept de vizită și atunci de aici încolo survin mai multe posibilități. Fie părintele vine, cel care are drept de vizită, să-și ia copilul și acesta refuză să plece, fie părintele care are acest drept legal de a-și lua copilul odată la două weekenduri sau cum se hotărăște în instanța de judecată, nu dorește să se folosească de acest drept și cumva creează și senzația de abandon copilului. Și atunci, probabil că aici apar adevăratele frustrări, atunci când ne raportăm la copil, și atunci apare și depresia. Aș vrea să ne spui cum se procedează în cazul în care copilul, de exemplu, nu dorește să mai aibă nicio legătură cu celălalt părinte, decizie care poate, într-adevăr, surveni pe fondul alienării parentale impuse de celălalt părinte. Da, se poate face o evaluare minuțioasă pentru că este o diferență în a vedea un copil alienat și un copil care chiar are motive justificate să respingă părintele. Dacă în acea evaluare respingerea este nejustificată, irațională, copilul folosește cuvinte, scenarii cu cuvintele pe care le folosește părintele alienator, să spun așa, părintele de care el este atașat așa într-un mod irațional,
și frecvența, durata, cu cât copilul, la copil apare ostilitatea față de părintele pe care îl respinge, ne punem semne de întrebare, pentru că un copil care îl respinge părintele are un sentiment de ambivalență. Chiar dacă spune, da, îl iubesc și pe acest părinte, dar nu se vede entuziasmul. La copilul alienat nu se vede această ambivalență. Este foarte dur cu părintele pe care îl respinge, este foarte crud. Vorbește urât despre el, pentru că părintele alienator, să spun așa, a avut grijă să folosească strategii și să ducă o campanie de denigrare împotriva celuilalt părinte. Deci pentru a se identifica motivul pentru care copilul refuză să plece cu celălalt părinte care are drept de vizită, se poate chema un psiholog, da? Da. Trebuie să fie acesta din cadrul Direcției de Protecție a Copilului sau poate fi și un psiholog din afara acestei arii de activitate? În general, instanța solicită ajutorul protecției copilului și se face o evaluare. În urma evaluării se întocmește un raport psihologic. Acel raport psihologic se înaintează către instanța de judecată și judecătorul va decide în urma acestei proceduri, bine, și în alte probe ajutătoare, programul de vizitare și ce se întâmplă cu copilul, că până la urmă este foarte important interesul superior al copilului. Așa este. Iarăși foarte dificil de manageriat audierea minorilor. Se întâmplă și în aceste cazuri ca instanța de judecată să solicite un psiholog din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a identifica cumva anumite probleme cu care acesta se confruntă și pentru ca instanța mai departe să poată decide unde stabilește domiciliul permanent al copilului? Sigur, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială avem o cameră de audiere, o cameră specializată, sala Audis, care este cunoscută în rândul organelor de cercetare și aici mă refer la polițiști, judecători și persoanele din zona asta judiciară, avocați, și eu mă ocup de audierea acestor minori. Bine, minori care provin atât martori are diferitelor forme de infracțiuni, cât și pe partea asta de divorț. Cum trebuie audiat un minor? Suntem foarte interesați de felul în care s-ar desfășura o astfel de audiere pentru ca aceasta să fie cât mai puțin traumatizantă pentru un copil. Depinde și vârsta copilului? Cercetările recente arată că se poate face o audiere și la un copil de 3 ani, pentru că informațiile sunt relevante. Dacă a avut impact emoțional, el poate oferi informații foarte valoroase pentru ancheta de cercetare. Sala aceasta specializată este, de fapt, două camere. Este o cameră în care stau eu cu copilul. În cealaltă cameră, care este despărțită printr-un geam unidirecțional, în care, din camera asta în care eu stau cu copilul, nu se vede, dar din camera alăturată se vede, stă colegul meu care se ocupă, sau colega mea care se ocupă de înregistrare audio-video, avocatul, de obicei avocat din oficiu, mai este și varianta avocatului ales, organul de cercetare, procurorul, reprezentantul legal al copilului. Eu am o cască și prin intermediul acelei căști, dacă avocatul dorește să pună întrebări, le poate pune și eu încerc să le ajustez în dacă, funcție de limbajul de interfață al copilului. Dacă ați adus vorba de avocat, dați-mi voie să vă spun că ni s-a alăturat domnul avocat Adrian Cuculis. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule avocat, noi am început aici discuția despre felul în care trebuie gestionată situația în care se poate afla un minor, respectiv părinții să divorțeze, lui să-i se stabilească domiciliul la unul dintre părinți, celălalt să aibă drept de vizită, cunoaștem cumva procedura generală, dar dincolo de asta se ivesc tot felul de situații și spuneam eu la început că nici autoritățile de multe ori nu știu cum să le facă față. Și atunci profităm de prezența dumneavoastră, chiar și în modul acesta virtual, pentru a ne ajuta să înțelegem anumite spețe. Și una dintre ele este foarte des întâlnită, dar și cumva ne atrage atenția în mod deosebit, pentru că de multe ori se întâmplă ca în urma unui divorț, unul dintre părinți să nu mai poată să-și vadă copilul foarte mult timp. Și am auzit perioade de 2, 3, 4 ani de zile. Foarte interesant este că dacă se stabilește domiciliul permanent al copilului la unul dintre părinți, statistic de cele mai multe ori la mamă, și tatăl vine la prima vizită și ia copilul, se poate întâmpla, nu știu câți am fi crezut asta, ca tatăl să nu mai aducă copilul înapoi, chiar dacă, repet, există o hotărâre a instanței de judecată de stabilirea domiciliului permanent al copilului la mamă. Ce face avocatul mamei în acest context? Foarte interesantă discuția. Mă bucur că o aveți pe invitata dumneavoastră pentru că a ridicat niște probleme extrem de actuale și interesante în același timp, care ele fac parte cumva dintr-o normalitate de care noi nu avem parte în instanțele din România și nici în sălile astea de Consiliu despre care se vorbește că, mă rog, minorii ar trebui să fie audiați. Știu la un moment dat că în Constanța exista o asociație care se ocupa cu, mă rog, militat, de fapt, pentru drepturile acestea, audierii copiilor minorii în principal, în niște condiții care să nu afecteze integritatea lor emoțională, psihică și așa mai departe. Ceea ce am auzit mai devreme este și sună foarte bine să poți adresa întrebări copilului fără să mă vezi așa, îmbrăcat la costum, cu cravată, eventual mai vin și cu roba după mine, cea din stânga mea, și sperii copilul care are 5, 6, 7, 8 ani de zile, oricum după 10 ani este obligatorie audierea lui. Sunt de acord și nu sunt de acord ca un copil de 3 ani de zile să fie audiat și o să vă spun și de ce imediat. Am un dosar, spre exemplu, unde de poziția unui copil de 2 ani, 2 ani și jumătate, adică ce îți spune copilul la 2 ani și jumătate, eu nu pot să înțeleg, a trimis în spatele gratiilor pe cineva despre care eu cel puțin consider că este nevinovat și probabil că o să reușim să dovedim treaba asta în cele din urmă. Copilul la 3 ani este absolut influențabil, poate să facă, spre exemplu, ce face sora sau fratele mai mare. Sau poate să inventeze anumite povești și vă spun din punct de vedere al rapoartelor psihopedagogice în principal, că pot inventa poveștile astea ca să atragă cumva atenția părinților. Dar știți că sunt și desenele acelea care reliefează totuși o anumită stare psihică a copilului, cred, din ce spun psihologii. Da, noi suntem departe de a avea și tehnica să avem un televizor în sala unde audiem copilul, dar asta e o altă discuție. Ca să putem să audiem, spre exemplu, un minor prin intermediul unui psiholog, asta presupune să schimbăm codul de procedură penală în principal. Audierea se face nemijlocit de către organul de urmărire penală în prezența unui psiholog. Ei bine, eu nu sunt de acord cu treaba asta, pentru că audierea nu poate fi făcută de către niște oameni care oricum sunt rigizi așa prin profesia pe care o practică. Poate doar dacă ești și părinte și să îmbraci cumva și haina organului de urmărire penală și atunci să ajungi într-un fel sau altul să poți să empatizezi într-un fel sau altul cu minorul respectiv, cu situația lui, cu familia. Exemplul pe care îl dădusem mai devreme era un exemplu dintr-un dosar penal, viol, agresiune sexuală, multe fapte care în cele din urmă nu prea s-au dovedit, dar numai simplu fapt că îi spui de față cu părintele unui copil de câțiva anișori niște termeni care sunt brutali, care sunt extrem de duri și eventual îi mai și audiezi, te miri pe unde într-o secție de poliție dărăpânată, lucrurile astea, sigur, eu nu sunt de acord cu ele, cel puțin la multe dintre termene unde erau aduși să fie audiați. Știți că mai avem un minuțel, mai avem, vi-l las dumneavoastră pe de-a întregul, dar asta este, se termină minut, rapid. Doamne, dar nu ne ajunge un minut, este insuficient. Știu. Bun, atunci o să închid mai repede.
Audierea minorilor e o poveste lungă de tot cu ea, pentru că am constatat în decursul timpului că audierile minorilor le pot cauza mai multe traume decât trauma prin care au trecut ei. Și să vă răspund foarte simplu și rapid la întrebarea dumneavoastră, ce face avocatul uneia dintre părțile care teoretic rămâne fără copil? Păi ce poate să facă? Plângere penală pentru că nerespectarea programului de vizitare sau dacă nu aduci copilul înapoi după ce se termină programul de vizitare reprezintă faptă penală și atunci toate lucrurile acestea bineînțeles că pot căpăta și un caracter penal, dar eminamente când discutăm despre încuvințarea minorilor și program de vizitare, pensii de întreținere, divorțe, elemente de dreptul familiei în principal pe care eu le îndrăgesc foarte tare în ultimii 12 ani de zile, m-am axat destul de mult pe zona asta, ele țin de dreptul familiei trebuie, care este o trebuie să ne oprim, din păcate, domnule avocat, e subiect de o emisiune întreagă, într-adevăr, dar concluzionăm că ne reîntâlnim în aceeași formulă, pentru că tare aș fi vrut să văd și reacțiile Alinei. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi astăzi. Alina, de asemenea, îți mulțumesc. Din păcate, trebuie să încheiem, dar promitem că revenim cu acest subiect atât de interesant. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!